Numele meu este Cezar Ivan Coliță, sunt uh, scriitor, sunt uh, teolog și totodată autorul cărții de față, intitulată Arhanghelul Mihail și istoria aparițiilor sale călăuzitoare, o carte apărută în uh, portofoliul editurii Herald, uh, mai exact în uh, colecția de cultură și civilizație. Și aș dori să încep discuția uh, noastră prin a spune că ceea ce m-a convins să scriu această carte a fost o dorință mai veche de a alcătui o istorie providențială. Bun, un asemenea de mers, în primul rând, că este foarte îndrăzneț și, în al doilea rând, el trebuie să se bazeze cel puțin pe o argumentare laborioasă, apologetică și lipsită de speculații, dar totodată pe o, o documentare bazată pe foarte, foarte multe surse istorice, pe izvoare și pe studii de specialitate. Recunosc că ceea ce m-a mai motivat să scriu un astfel de tip de istorie a fost Evlavia, pe care mi-am format-o în timp față de Îngerul Păzitor și ale cărei origini stau în interacțiunea mea cu primele slujbe ale Bisericii, de când aveam câțiva ani de zile. Și că tot vorbim de Îngeri Păzitori, trebuie să spun că personal socotesc că fiecare dintre noi am trăit mai devreme sau mai târziu într-un fel sau altul, mai bine zis, am intuit prezența Îngerului Păzitor de lângă noi în anumite momente ale vieții. Și mă refer aici la, o, la un posibil sentiment în care am simțit că am fost salvați ca prin miracol de o primește care aproape că atenta la viața noastră, dacă nu chiar aș fi făcut-o, și în același timp, în sentimentul de tip Evrica, să zicem așa, în care am găsit o soluție deosebit de simplă la o problemă deosebit de complexă și care s-ar traduce prin sintagma mi-a venit o idee strălucită. Și a zice eu că această construcție de mi-a venit, ne duce cu gândul la o informație care nu vine din interiorul ființei noastre sau al minții noastre, ci dintr-o influență externă care, zic eu, este, reprezintă medierea atentă și grija plină de iubire a îngerului păzitor față de noi. Și aș vrea să spun că dacă parcurgem această carte, o să observăm uh, în istoria Bisericii, mai exact în istoria bătrânului continent, Europa, uh, prezența tainică a unui înger al națiunilor, al unui înger care are în grijă mai multe colectivități uh, de oameni. Și mă refer aici la nimeni altul decât Arhanghelul Mihail, voivodul tuturor oștirilor îngerești, care se descoperă în perioada secolelor 5-10, iată în istoria evului mediu-timpuriu, în locuri precum Asia Mică, Italia, tot Occidentul Medieval și în îndepărtata Irlandă, dar zic eu că aceste apariții nu sunt întâmplătoare, deoarece ele se manifestă pe fondul unui dramatism care atinge cote maxime. Mă refer la prăbușirea civilizației romane, la invaziile popoarelor barbare, la mai multe epidemii de ciumă și boli care atentau la sănătatea publică din acele vremuri. Mă refer la probleme foarte serioase din punct de vedere social și economic. Și toate aceste apariții ale Arhanghelului Mihail îi călăuzesc pe oamenii acelor timpuri, zic eu, dinspre orizontalitatea acestei vieți, acestei lumi, care oricum era marcată de foarte multe lipsuri, neîmpliniri, dureri, foarte multe momente de nefericire, în viața oamenilor medievali și uh, toate aceste angelofanii canalizează pe uh, credincioși, pe membrii bisericii către uh, acordarea atenției planului ceresc. Și mă refer aici la o viață uh, pusă în grija lui Dumnezeu, plină de o nădejde sfântă, de un oarecare, foarte ascetic, e, marcat, bineînțeles, sau care culminează cu e, lucrarea rugăciunii continue, iată rugăciunii e, minții, care e, culminează cu opurarea minții în e, cămara cerească a inimii omului. Și prin e, acest fel de viețuire, iată, omul medieval. Ajungea să descopere o adevărată libertate a spiritului, o adevărată bucurie paradoxală și uh, menirea principală a vieții lui, uh, aceea de a deveni cetățean al Raiului, care va culmina în viața de veci. În mare parte, cam aceasta ar fi tematica generală a cărții și vă doresc uh, lectură plăcută, plină de tihnă har și încerpăzitor. Să Sărbători cu bine, cu sănătate și uh, prezența tuturor celor, celor dragi sufletului dumneavoastră, toate cele bune și să ne revedem cu multă bucurie și cu bine.